Bună seara, stimați telespectatori! Suntem în direct la ediția nouă a emisiunii Cube Arena Sport. Sâmbătă se reia una dintre cele mai palpitante ediții de Liga a doua din acest sezon, din ultimele sezoane, îmi cer iertare. Va fi o parte a doua a campionatului extrem de palpitantă, foarte interesantă, cu multe formații din regiune implicate în lupta pentru promovare, dar și pentru rămânerea Liga a doua. Timp de mai bine de 3 sferturi de oră vom dezbate ce se va întâmpla în acest weekend și în primăvară. Va fi o emisiune mai alertă decât în alte dăți. Vom avea intervenții în direct de la UTA, de la Pandurii Târgu Jiu, sperăm că și de la CSM Reșița. Vom dezbate așadar Liga 2. În partea a doua vom avea o ediție specială legată de un sport care este într-o popularitate crescând. Este vorba despre basket 3x3. Vom avea ca invitat pe Bogdan Popescu, fostul basketbalist cunoscut din Timișoara și nu numai, cel care promovează activ acest sport, dar să prevenim în ceea ce este dezbătut în prima parte. Pentru prima dată în studioul nostru îl avem ca invitat pe unul dintre jurnaliștii sportivi cu expertiză din zonă în ceea ce privește Liga 2 și nu numai. Bună seara, Cornel Biholari! Mulțumesc pentru invitație, Levi! Bine ai venit! După ani de zile în care ne întâlneam pe stadioane, ne întâlneam în săl de sport, la conferințe de presă, a venit momentul să vorbim în această emisiune în direct despre ce ne așteaptă începând de sâmbătă, când se va relua caravana Ligii 2. Cornel, ai urmărit în această iarnă ce se întâmplă la Timișorenele Ripensa și ASU Politehnica, urmărești frecvent ce se întâmplă și la celelalte formații. Reamintim că noi ne ocupăm și de echipe din regiune, precum UTA, CSM Reșița, Pandurii Târgu Jiu, Viitorul Pandurii Târgu Jiu. Cornel știe destul de bine ce se întâmplă și la aceste formații. Cornel, ce așteptări ai de la Liga 2 începând din 22 februarie? Păi mă aștept, cel puțin pentru partea asta a țării, Liga 2 e mai interesantă, nu avem ce face. Echipele noastre din zonă joacă aici. Cea mai apropiată care ar fi Gazmetan, CFR Cluj, Sibiu, nu avem de ales și să ținem cu ale noastre, cum ar veni. Va fi foarte interesant pentru că e una dintre cele mai strânse ediții ale Ligii a doua. Dacă ne uităm pe clasament, între locul întâi ocupat de UTA cu 41 de puncte și Concordia, ultima echipă care, sau prima, dacă depinde cum privim lucrurile, care merge în Liga 3, ocupanta locului 16, sunt doar 20 de puncte. Iar mai sunt de jucat multe etape, mai sunt 17 etape, multe puncte puse în joc. Așadar, va fi foarte interesant, inclusiv între lupta pentru primele 3 locuri, inclusiv această luptă este foarte interesantă și bineînțeles că echipele de acolo din vârf vor lupta mai ales pentru primele 2 locuri, pentru că știm care e tradiția, locul 3 nu prea are succes în fața echipelor de primă ligă. Bun, ultimele 2 dispute de baraj nu au fost chiar atât de clare, precum te aduci tu aminte de dubla UTA CS Poli, care a fost adjudecată destul de clar de albi violeți. Acum 2 ani voluntarul a avut nevoie de lovituri de partajare ca să treacă de Chindea și să rămână în prima ligă. Iar anul trecut, Cluj a fost aproape să ducă în prelungiri returul cu Hermannstadt. Urmărești și Liga 1. În opinia ta este în continuare atât de clară diferența între aceste două eșaloane? Din păcate este încă un rift între Liga 1 și Liga 2, dat în primul rând de plusul acela financiar adus de banii TV. Pentru că știm cum se împart acești bani, practic Liga 2 se alege cu ceva mărunțiș în comparație cu echipele care pică, care ocupă locuri retrogradabile în prima ligă. Bineînțeles, acum că spuneai, aminteai de exemplu Clujului, s-a mai strâns puțin valoric, dar mai mult prin prisma faptului că vin aceste echipe de tradiție, cum se spune, sau mai bine spus, cluburi care poartă un nume foarte important și care au pretenții mai mari.
Acum, dacă făceam un exercițiu așa în minte și da, la, dacă mă gândesc la cum ar fi un clinceni rapid, ar fi foarte strâns. Nu? Tu spui datorită suporterilor rapidiști care știu să facă o atmosferă extraordinară și desigur. Crezi că s-ar compensa. Ca și cum a fost da. Ieri la Dinamo FCSB, de exemplu. Nu? Da, da, rapid, pentru că ea este ocupantă a locului 3, m-aș teme să spun Petrolul sau Cluj, pentru că acestea au dezamăgit în continuare și sunt mai jos în clasament, dar ar fi cumva un efect asemănător. Tu mai strâns. Ești aproape de 15 ani apropiat de, de fotbal. Ai urmărit și Liga 2 în perioada în care în Timișoara lumea nu era deloc interesată, fiindcă avea pe Politehnica Timișoara în cupele europene. Mm-hmm. Există această fascinație a presiei legată de actual moment al Ligii 2 datorită prezenței acestor echipe care au nume de tradiție. Nu intrăm în teme legate de palmares, fiindcă acolo e foarte interpretabil, dar poartă nume de tradiție și majoritatea sunt susținute de, de galeriile vechi, galeriile vechilor cluburi. În schimb, da. În privința calității, ți se pare că a crescut foarte mult nivelul? E foarte greu de spus, mai ales pentru că am prins și acele campionate de Liga 2 cu 2-3 serii. Faptul că e o singură serie a crescut calitatea, e clar. Înainte aveai poate unele serii de B în care era deja clar de la început care echipe se bat sau erau maxim 2-3 echipe mai bune. Acum sunt mai multe echipe bune în Liga a doua, aș îndrăzni să spun, dar în schimb avem din păcate în continuare echipe aproape, în ghilimele, aproape moarte, cum e cazul acestui Sportul Snagov în acest campionat, care deocamdată nu știm ce face. E clar că nu poate continua campionatul. Nu și-a anunțat retragerea oficială din campionat, nu a informat federația că se retrage, deși din ce ne dăm da, seama, da. Dar încurcă pe toată lumea ce se va întâmpla sâmbătă. Se va prezenta, dacă ei nu anunță federația, mă gândesc că se va întâmpla acest lucru, va anunța între timp federația, dar până atunci cei de la Buzău nu trebuie să se ducă acolo, să facă să-și programeze o deplasare. Ești adeptul acestei serii de 20 de echipe? Într-un fel, da, e mai sănătos, e mai sănătoasă o ligă secundă cu o singură serie dacă ne uităm la modelul european. Eu cred că tindem în continuare spre modelul fotbalului din vestul Europei, deși ne chinim foarte mult. De exemplu, foarte puține campionate mai sunt cu mai mult de o serie în întreaga Europa, chiar și țări mai sărace ca România. Și din punctul ăsta de vedere s-a îmbunătățit calitatea jocului, dar ceea ce marile promisiuni ale celor care reprezintă Liga 2, la cele întâlniri, la federație și așa mai departe, nu s-au împlinit deloc, pentru că și când s-a făcut o singură serie, oamenii se bazau că vor veni mai mulți bani din drepturi TV. Ori am văzut ce reacții sunt în jurul acestor discuții legate de bani. Practic și cluburile de Liga 1 nu vor să cedeze deloc, nu vor să aud de solidaritate când s-a vorbit de așa ceva, deși e o practică iarăși comună. Dacă urmăm acest model cu o singură serie, ar trebui să urmăm nu și acel model să în care tot ce e bun, da, nu numai ce ne convine. Și și acea chestiune legată de echipele care retrogradează să fie, eu știu, compensate financiar. Aici cu un singur lucru te-aș contrazice, dacă îmi permiți, este aspectul că până la urmă asta a fost oferta financiară. Da. Din partea televiziunilor. Adică nimeni nu te obligă să oferi, eu știu, 100.000 de euro. Corect. Pentru fiecare club. Corect. Deși acum se punește de un alt principiu. Clinceni voluntari generează mai puțin audiență teoretic decât, eu știu, da, ASEO Politehnica UTA. Hai, că sunt cele mai aproape de noi, nu? Corect. Sau Rapid Cluj. Sau Rapid Petrolul, care iarăși este un meci extrem de frumos mereu. Da, numărul acestor echipe cu nume frumoase s-a mărit în Liga a doua. Banii s-au mărit, dar insignifiant, ca să conteze. Te ajută eventual la organizarea vreo trei partide pe an acasă, în rest atât. Și până la urmă, unele cluburi stau și își calculează că decât să își pună drepturile la comun, ei s-ar descurca mai degrabă, mai bine individual. Ar
ar avea mult mai mult de câștigat dacă și-ar, eu știu, și-ar vinde drepturile lor individual. Pentru că până la urmă spuneai de faptul că e așa de mare acum diferența între Liga 1 și Liga 2. Ei bine, poate sigur sumele de bani în dreptul TV nu reflectă proporțional diferența de calitate dintre Liga 1 și Liga 2. Așteptăm să intrăm în direct cu un produs al fotbalului timișorean, cu Cristian Melinte. Dar până să intrăm în direct cu el, hai să vorbim despre UTA. Toată lumea spune că este favorită și bookmakerii pretind că UTA este ca și promovată. Tu ce părere ai? Nu e niciun caz ca și promovată. E favorită, poate chiar favorita numărul 1 în continuare, dar e clar că nu poate fi considerată ca și promovată în condițiile în care noi uităm în clasament și sunt doar câteva puncte față de FC Argeș, locul 4. Iată, bunul nostru prieten Cristian Melinte este la telefon. Bună seara, Cristi! Bună seara! Ne bucurăm că ai avut amabilitatea să intri în direct. Tu ai revenit ieri din cantonamentul din Antalya. Alături în emisiune este un jurnalist pe care îl știi și tu cu siguranță, de când era la ACS Poli și se ocupa de activitatea fostului club al tău. E vorba de Cornel Biholari. Cristi, hai să facem o scurtă trecere în revistă a ceea ce s-a întâmplat în cantonamentul din Antalya. Din punctul tău de vedere, cum a fost acest stadiu? Din punctul meu de vedere a fost un stadiu bun. Eu cred că ne-am îmbunătățit atât pregătirea fizică, cât și cea tehnico-tactică. În amicalele jucate au fost și momente foarte bune și momente mai puțin bune, cum se întâmplă în jocurile de fotbal. Dar eu cred că sunt la un nivel foarte bun și putem să ne menținem primul loc până la sfârșitul campionatului. Perfect. Apogeul acestui stagiu a fost o victorie cu reputată echipă Arsenal Tula. În schimb, ați încheiat nu tocmai plăcut acest cantonament, în acel eșec cu echipa cu tinerii de la Poltava. Sincer, pe final, poate deja vă gândeați la întoarcere acasă după atâta timp de stagiu, nu? Așa este. Mister a făcut două echipe. O echipă a jucat miercuri, o echipă a jucat vineri. A fost și chiar ultimul antrenament, cum se spune. Probabil că tot am fost cu gândul că plecăm acasă, dar nu este o scuză aceasta că am pierdut acel meci. Dar țin să vă spun că ce echipă am văzut la Cilana 21 este ceva peste ce se vede la noi. Aveau un joc foarte, foarte bun, aveau multe trasee de la care nu se abăteau. Știau ce au de făcut în teren și chiar dacă o fază nu le ieșea, următoarea fază încercau același traseu până le ieșea. Niște jucători tineri, dar foarte buni. Deci a fost o echipă chiar foarte, foarte bună din punctul meu de vedere. În general, Cristi, jucătorii evită să vorbească despre alți colegi, însă tu ești un fotbalist cu experiență și ai expertiză. Cum caracterizezi transferurile din această iarnă? Sunt câțiva jucători pe care noi îi cunoaștem, de pildă pe portarul Balauru, care astăzi a fost achiziționat de UTA, Crișan de la Astra. Mai este un jucător tot din zona apărării, e vorba de un albanez, dacă nu mă înșel, plus Jebari, care a fost la Csíkszeredo. Așa, o scurtă caracterizare a lor ne poți oferi? Da, despre primul ce este despre Balaure, nu-l cunosc personal, doar că am stat contra lui, astăzi am văzut și eu că ni s-a alăturat. Despre Jebari, ce pot să spun, este un jucător tehnic, este cum să spun, un număr 10, dar probabil o să mai dureze pentru toți câtva timp până se integreze, să știe tot ce au de făcut, să se obișnuiască cu antrenamentele noastre, cu toți colegii, dar un lucru pot să spun că toți cei veniți sunt jucători de valoare. Un fost coleg al tău de valoare a plecat la Botoșani. Vorba de Șeroni. Da, așa este. Nu știu care a fost problema de a pleca. El m-a sunat doar după ce și-a reziliat și mi-a zis, mă duc la Botoșani, mi-a reziliat. N-am putut decât să-l felicit, pentru că știam că, adică
vacanța de iarnă, Botoșan era în bătaie, era în lupta pentru play-off. Și aseară s-a și întâmplat să califice în play-off. Pentru el este un lucru bun că a plecat. Pentru noi, eu zic că este o pierdere, pentru că era un jucător de valoare. Bun, ai spus că îți dă foarte multă încredere ce s-a întâmplat în stagiul din Antalya, în ceea ce va urma pentru UTA. Hai să, în câteva cuvinte, cum estimezi returul pentru UTA? O să-mi fie mult mai greu decât a fost totul din punctul meu de vedere, pentru că toate echipele o să se motiveze altfel contra noastră. Bine, nu pot să spun că în turnul s-au motivat, dar multe echipe s-au întărit, am fost acum în perioada de iarnă s-au întărit și probabil că fiecare meci o să fie mult mai greu decât în tur, dar noi suntem puternici, eu simt că suntem puternici și putem, cum ai spus, să ne păstrăm primul loc până la sfârșitul campionatului. Bun, lunea viitoare este un meci foarte dificil la Csíkszereda. E o echipă care nu a pierdut absolut deloc pe teren propriu în acest sezon. În plus, în meciul din tur, voi v-ați impus în fața lor de-abia după minutul 50. Așa este, chiar dacă am câștigat 3-0 acel meci. Și prima repriză chiar ne-au pus câteva probleme, chiar prin Jebari, care acum este la noi. Da, știm că este o echipă puternică, mai ales pe teren propriu. Săptămâna asta o să ne aflăm chiar pe ei, o să-i studiem foarte mult, dar eu merg încrezător acolo că ne putem întoarce pe cele 3 puncte, pentru că, cum am spus, am încredere în echipa noastră și toți suntem jucători de valoare. Am demonstrat în turul campionatului că și cei tineri și cei mai cu experiență formăm un grup puternic și trebuie să ne îndeplinim obiectivul. Bun, îți mulțumim foarte mult, Cristi. Să sperăm că în curând vom avea și timpul să te avem aici invitat în platou să vorbim nu numai despre UTA, ci și alte aspecte din cariera ta. Îți mulțumim foarte mult, multă sănătate și multă baftă în tot ceea ce faci. Mult noroc și UTA-i. La revedere. La revedere, mulțumim frumos. Cornel, încredere foarte mare la UTA. Cristi este un jucător crescut în Timișoara. N-a ajuns, din păcate pentru el și poate și din păcate și pentru vechea poli, să joace la fosta grupare a Violet. Este un tip foarte echilibrat. Cum caracterizezi ce a zis el? A încercat să rămână cu picioarele pe pământ. Da, e optimist și e normal să fie așa. Are și niște argumente. Da. Da. UTA e pe primul loc, a pierdut foarte puține meciuri și acum a fost doar o singură înfrângere în acest stagiu. Jucat nu cu echipe slabe, cu echipe din străinătate, cu un alt fel de fotbal la care e greu să te adaptezi uneori din mers la un adversar care joacă altceva față de ce ești obișnuit. Bineînțeles că UTA are toate argumentele să fie optimistă și să fie anul ei în sfârșit, cum vine vorba. Au argumente. În plus, se preconizează și inaugurarea cât de curând a noi arene. Asta va schimba foarte mult din datele problemei. Fiindcă în ultimii ani UTA a jucat la Șiria, a jucat în Aradul Nou, acolo, chiar la intrarea în oraș. Da. Ai fost de multe ori la meciurile de acasă ale UTA-i. Se simte așa în atmosferă, lumea s-a reapropiat de echipă treptat. Și eu văd acest proiect UTA foarte interesant dintr-un punct de vedere, fiindcă oamenii chiar au pornit cu pași mărunți, au ars niște etape ajungând până Liga a doua, dar după aceea s-au stabilizat, nu au forțat. Adică au jucat câteva meciuri de baraj, au dorit să le câștige normal, dar pentru ei era clar că pașii pe care îi fac duc spre momentul în care va fi inaugurat nou stadion. Da, da, asta e și marea problemă. În momentul de față pare mai ușor de obținut performanța sportivă decât de finalizat acel stadion, care pare așa o construcție care nu se mai termină, un fel de Sagrada Familia. Da, exact. Da. E absurd ce se întâmplă. Măcar acolo autoritățile locale s-au mișcat, nu au așteptat, eu știu, o minune de la guvernare să vină să le construiască pe bani mulți o mega arenă.
E o investiție până la urmă a primăriei Arad importantă și până la urmă vor termina. Probabil că dacă va ajunge echipa în Liga 1, prin toamnă se va bate și acolo luptă, cum se spune, că altfel ar fi penibil și nu numai pentru Arad, pentru vestul țării, să meargă UTA, nu campioana provinciei, să joace la media și eu știu unde. Mergem tot în zona. Îl avem la telefon pe președintele clubului CS Mereța, domnul Cristian Bobar. Bună seara! Bună seara, bună seara! Vă mulțumesc foarte mult, domnul Bobar, că v-ați găsit timp să intrăm în directul nostru. Ați fost la București sau mai sunteți? Am plecat. Ați plecat, da. Ați mers să faceți documentația pentru transferuri. Așadar, astăzi ați înregistrat transferurile. Hai să facem să tragem o linie. Campania de transferuri a Reșiței s-a încheiat astăzi. Care ar fi jucătorii pe care i-ați achiziționat? Da, deci noutăți nu au mai fost decât cele cunoscute, da. În prezent, doar că astăzi am fost ultima zi de înregistrat astăzi. Este vorba de, sper să nu uit acum niciunul, este vorba de Obrea, de Laurențiu Rus, de fundașii centrale Ricioc și Alin Dudea, X-Pas Rareș, cu juniorul născut 2000 de la fundașii centrale, de la promotat de la CFR Cluj, în centru un junior care l-am adus din 2001-2002, am promotat de la școala de fotbal din București, Laurențiu Pus, Alin Tigle, împrumutat de la Craiova, Astafei, cât am enumerat. Aceștia sunt într-adevăr în mare, aveam și aici anotați. Astăzi a fost ultima zi pentru jucătorii pentru care trebuie să fie făcute transferuri sau să fie împrumutați sau cu statut de amator. Mai există posibilitatea să mai vină și alți jucători liberi de contract, cei care au fost declarați liberi? Nu. Nu. În momentul de față, Dorin Neamuteanu, eu am fost cu dubluri pe toate posturile, pe unul de 23 de jucători, suntem și nu mai vrem să aducem, sau știu, cred eu că toți acești jucători au fost și pregătire cu noi, mai ales a doua parte a stagiului din Antalya, astfel cu jucătorii la Austria și nu mai vrem să transferăm în momentul de față. Bun, cum a fost în Antalya? V-ați întors recent din Turcia. De fapt, clubul nostru a făcut eforturi financiare însemnate, fiindcă a mai fost un stagiu de pregătire, hai zic, clasic pentru fotbaliștii, pentru fotbal românesc în țară, la Vatra Dornei. Cum a fost în Antalya? Eforturi mari pentru a face două campionamente, dar primul a fost doar pe pregătirea fizică, s-a pus acestea, al doilea a fost un eșion, sau un turneu de jocuri, pentru că am avut 5 jocuri. Ce să spunem, după rezultate nu putem fi foarte încântați, dar spunem că echipa arată cu totul altceva în meciurile oficiale, era și normal, fiind 12-13 jucători care au venit noi să nu crească un moment, dar în sensul că Dorinel Munteanu va avea inspirația să talineze pe mult pe cel mai în formă sâmbătă la Târgu. Bun, în acest moment sunteți la 4 puncte de locul salvator, luptați pentru rămânerea în Liga a doua cu echipe cu o situație destul de bună și financiar și sportiv, eu știu, Universitatea Cluj, fost Energeticianul, Ripensia, chiar și Cixered, care e un club destul de solid, de serios. Cum vedeți lupta asta pentru salvare, fiindcă se anunță foarte dificilă? Da, dacă spunem și Cixered, dacă ați spune, cred că le putem pune în primele echipe. Da, ca buget și ca buget, din ce informații aveți, nu? Da, bineînțeles, dar astea este competiția, așa unde venim. Deci toată lumea spune că Liga a doua este cea mai grea din ultimii 20 de ani în acest an. Odată ce ne-am întărit, sau credem că ne-am întărit, a făcut și eforturi financiare, odată am întărit până în ultima
etapă sau atâta timp cât avem șase matematice, vom lupta. Dar există cunosc foarte bine zona, publicul este lângă noi, este ajuns pe spectatori, lumea vine la meciuri, contează foarte mult pentru noi, noi asta și tocmai de aceea s-a vrut să ne înferim un pic, să nu-i dezamăgim și ne dorim foarte mult ca în acesta să rămânem în Liga 2. Este o dezamăgire foarte mare și pentru mine și pentru deci oamenii din regița, să microbiștii să nu rămânem în Liga 2. Deci este clar că avem mult de recuperat, cu cele 4 puncte și luptăm cu niște echipe foarte puternice. Atât ca și nume de antrenori, atât ca și rode, jucători cu bugete, echipe cu tradiție. Este cum este, de exemplu, și că vorbim pe Timișoara, Repeta Timișoara, toate celelalte care sunt acolo. Bun. Ați fost astăzi la București. Mai există vreo informație privitor la retragerea sau rămânerea celor de la Sportul Snagov? Nu, oficial nu era nimic. Să prezinte ceva oficial, nu știu ce să vă spun, doar bunurile care le-au și voi le-au uitat. E ultimul meci. Bun, haideți să vă oferiți opinia legată de solicitarea celor de la Pandurii Târgu Jiu în privința ridicării interdicției la transfer. Noi ulterior vom avea opinie și de la Clubul Gorjan. Am înțeles că v-ați opus ca Pandurii să primească dreptul de a transfera jucători. Vă oferim posibilitatea să vă expuneți opinia, că așa e normal. Este pur și simplu, este din punct că în prima etapă, chiar dacă cei de acolo sunt toate și antrenorul și președintele sunt la mine sau sunt acolo și sunt bună, prima etapă când jucăm cu Pandurii, nu era, știu că în principiu, normal să fiu de acord că este transfer, atâta timp cât sunt, știu că stau datorii, dar în fine, nu acesta este problema mea. Dar nu puteam fi de acord să facă transferuri, eu jucam primul meci sau joc primul meci cu ei. Acum vedem dacă majoritatea cluburilor și-au dat acordul, chiar asta le-am trebuit și președintele și antrenorul de acolo, ca să nu contează atât de mult, punctul nostru de vedere, dar vedem ce se întâmplă. Deci eu nu cred că vor putea face transfer. Rămâne de văzut. Na, dumneavoastră v-ați exprimat opinia, era normal să... Dacă eram de acord cu transferurile lor, vă dau un exemplu. Pandurii poate să transfere mâine copii de 2000, care eu am 19-20 de ani și atunci este o informație bună, 10 copii crescuți la GPH și care pot spune problemă oricare echipe din Liga a doua. Și acum am luat subiectiv, am fost foarte subiectiv, era normal să ne fie un pic, să nu fim de acord cu această chestie dacă regulamentul spune că nu am voie să facă transfer. Dar vă spun, vom vedea ce decide comitetul executiv sau conducerea federației. Am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult. Da, vă rog. Pe mine, dar am ținut cu casa mea. Dumneavoastră s-a adoptat o atitudine pragmatică în această problemă. Da, bineînțeles, da. La poziția care suntem noi, trebuie să fim la orice distanță. Bun. Noi vă mulțumim foarte mult pentru informațiile pe care ne-ți-a oferit și pentru amabilitate. Să sperăm că vom găsi răgaz să aveți timp să veniți într-o viitoare emisiune în platou, să vorbim despre CSM Reșița și planurile clubului. Apropo, dincolo de lupta aceasta pentru salvare, există, aveți ceva planuri de perspectivă? Aveți ceva asigurări din partea municipalității în ceea ce privește dezvoltarea infrastructurii? Da, bineînțeles. La noi, probabil, cum știți, primăria și Consiliul Local sunt principalii este acționarea clubului. Anul trecut ne-a ajutat și Consiliul de Gen, avem comisiunea care ne-a acceptat. Automat, după ce se va termina campionatul, vom schimba gradonul. Deci, va fi un teren nou pentru Marea Domnului. N-am fost schimbat niciodată, cu drenaj, cu tot ce înseamnă, un gazon
lucrare care duce peste ceva de mii de euro și vom mai face niște îmbunătățiri la bază, dar v-am spus toate aceste lucruri, contează foarte mult și de rămânerea noastră în Liga a doua. Gazul nu putea să schimbăm și acum în iarnă, pentru că este o parte din bani deja avem, dar nu cred că era sau treabă foarte mare. Vă mulțumim foarte mult încă o dată și ne reauzim. Vă urăm mult succes în lupta pentru rămânerea Liga a doua. Eu vă mulțumesc frumos și emisiunea plăcută. Mulțumim frumos. Așadar, Cornel, Reșița. Dacă la UTA vorbesc și vorbim de optimism, la Reșița eu sunt mai pesimist cel puțin, pentru nu din cauza strategiei lor au adus niște jucători interesanți, deși nici asta nu e o garanție sigură că echipa se salvează de la retrogradare, faptul că ai adus niște jucători precum Laurențiu Rus și așa mai departe, jucători cu experiență, stafei, cum a spus și domnul Bobar. Problema e că ai și niște adversari și te gândești cine pică. În momentul ăsta e foarte greu pentru Reșița din acest punct de vedere și din alte aspecte, pentru că ei trebuie să-și câștige obligatoriu meciul de acasă. Nu prea au adunat nici puncte de afară, un semn care arată că acolo e o problemă. Bineînțeles, va fi poate o echipă diferită în acest mini-retur, dar în niciun caz nu-i va, că a spus la final și de această discuție cu gazonul. Deci Reșița nu și-a rezolvat problema cu terenul, care era destul de rău, prin cel mai proastă momentul ăsta din Liga a doua. Și e păcat, fiindcă totuși acolo, zona din Valea Domanului, mereu a fost un loc foarte friendly așa pentru fotbal. Acel spațiu e superb și ar fi frumos să fie un stadion modern în aceeași locație, dar gazonul nu-i va avantaja, mai ales ca echipă gazdă, care trebuie să câștige multe puncte acasă în primăvara asta, să își învingă aproape fiecare adversar. Și va întâlni adversari cărora le va fi foarte ușor să se apere în acele tranșee, în ghilimele. Da. Bun, îi rog pe colegii mei să-mi dea un semn dacă avem legătură cu reprezentantul Pandurilor. Domnul Călin Cojocaru. Ok, așteptăm. Mai așteptăm puțin, așadar situație destul de complicată la Pandurii. Da, la Pandurii, dacă la Reșița sunt pesimist, da, se poate salva, la Pandurii nu prea văd situația de ieșire, sincer vorbind, sunt niște jucători foarte tineri și cei care au venit, toți cei care au venit în această iarnă în probe, nu pot fi legitimați. Din informațiile noastre nu s-a rezolvat problema, așadar... Mă scuze, asta doream să clarificăm și cu domnul Cojocaru. Dânsul, care a fost și la noi în emisiune în decembrie, acum recent a declarat că în cazul în care nu se rezolvă această problemă, probabil Pandurii nu va continua. E vorba de o interdicție de a se transfera jucători ca să lămurim și pentru telespectatorii care poate nu știu. Pandurii a făcut o solicitare ca să se ridice această interdicție. Două cluburi s-au opus. ASU Politehnica Timișoara și CSM Reșița. Domnul Cristian Bobar a explicat care au fost motivele pentru asta. Acum, discuția este largă. E aspectul regulamentar și aspectul de ordin moral. Aici ai de discutat în ce măsură regulamentar să se facă asta. În același timp, este bine și pentru competiție ca un Pandurii să continue, fiindcă iată, dacă Getica s-a retras, Snagovul e clar, nu se va retrage și asta ar încurca foarte mult și din planurile Pandurilor, fiindcă ei așteaptă să recupereze niște bani câștigați în instanță de la foști acționari care nu și-au plătit cotizația la timp. În fine, deci tu ești pesimist în ceea ce privește. Da, în momentul ăsta pare o minune să se întoarcă, să se schimbe situația lor și în cazul lor. Să zicem că până la urmă primesc acceptul de a transfera toți acei jucători, misiunea e și mai grea decât la Reșița, e clar. Deci perspectivele sunt sumbre și acolo știm că mai este un proiect din umbră, cel al domnului Sarcină, care e tot în zona aceea și probabil că asta așteaptă altceva. Nu văd altă logică a existenței celelalte echipe cu nume asemănător. Da. Un paradox. Dacă se joacă, sperăm să se joace pentru binele fotbalului
și pentru competiție. Meciul de la Târgu Jiu programat sâmbătă la ora 17, pe stadionul, noul stadion din Târgu Jiu. Un stadion pe care timișorenii și l-ar dori, chiar și cu 12-13 mii de locuri. Și ASU Politehnica și Ripensa și-ar dori. Paradox, iată, în Timișoara sunt echipe care teoretic ar avea puterea să se bată în primele locuri, pentru primele locuri, dar nu au un stadion corespunzător. Dincolo, exact invers, în oglindă, nu? Da. Păi, ce spuneam mai devreme, la UTA măcar s-a construit treptat și foarte greu, dar știm că va exista acolo un stadion curând, un stadion nou. La Timișoara, în schimb, s-au promis mari proiecte și nici măcar acel stadion mai micuț pentru rugby, care putea fi folosit și pentru fotbal, bine mersi, în Liga a doua, și vedem că și ar fi fost util și cu siguranță ar fi primit acceptul un stadion de 5.000 de locuri, cochet cu ce trebuie, ar fi primit acceptul să fie folosit și în Liga a întâi, dacă în pe caz de... Clinceniul joacă, n-am nimic cu oamenii de acolo, adică da. Bravo, și pentru ce fac, avem și cazul Sibiului, care joacă cu jumătate, nici măcar jumătate de stadion, putem spune. Exact. Se joacă meciul oficial în Liga întâi. Îmi cer iertare, în curând va intra domnul Cojucaru în direct, fiindcă ne apropiem, din păcate, cu pași repezi de finalul primei părți, hai să facem câteva scurte referiri la ASU Politehnica Timișoara și Ripensia. ASU Politehnica într-o situație aparent liniștită, cu unii care visează chiar să se bată pentru primele locuri, având în vedere ultimele transferuri, Alex Monteanu și Sergiu Popovici. Da, e mult optimism și la ASU Politehnica, mai ales prin prisma acestor mutări. Practic, dacă ne gândim, e cea mai spectaculoasă campania lor. Poate doar atunci, în perioada Bogdan Andone, s-au făcut niște mutări asemănătoare. Prin prisma speranței de a prinde poate locul 3. Așa cred că s-a gândit și acum, mai ales că dacă tu pe termen lung îți propui totuși să reajungi în Liga 1, nu-ți permiți nici să dai cu piciorul unei șanse cum e acum, la câteva puncte de primele poziții. Mă gândesc că situația nu poate fi, nu pot să speriați că va fi mai bine în sezonul următor sau peste două sezoane. Dacă e acum o așa o porticică, o șansă, de ce să nu profiți? Adică trebuie să încerci măcar. Da, plus că sunt 4 puncte de baraj. Bine, un dezavantaj pentru echipa Alveolet ar fi că în etapa din weekend stă. Ea va juca un meci amical, fiindcă s-a retras Daco Getica. ASU Politehnica stă și va juca cu sâmbătă la 14 cu echipă de divizie secundă din Serbia, Zemun. Mi se pare cel mai tare amical acestei ieri pentru echipa polistă. Ar putea crea o presiune în plus atunci pentru ASU, fiindcă s-ar putea îndepărta de primul loc și vine un meci foarte important cu Rapid București, îmi cer scuze, ar avea aceeași semnificație ca și partida de acum 2 ani cu Chindia. Da, m-am gândit și eu la această similitudine, dar se poate întâmpla și așa, dar mai e mult, practic, și până la meciul cu Rapid, se poate întâmpla orice, se poate pierde acel meci și după aia să câștigi pe următorul și să fii din nou la câteva puncte. Totuși, nu cred, că, eu știu, și la nivel de club, poate să fi învățat ceva din experiența aceea, pentru că atunci chiar a fost așa resimțită acea înfrângere ca o mare dezamăgire și erau speranțe mai mari atunci. Dar culmea că nici nu era chiar așa o situație dramatică. Teoretic se mai putea recupera dezavantajul, nu era matematic ieșită echipa din calcule. Cred că atunci a fost și de la nivelul staffului tehnic, s-a simțit acest pesimism. Bogdan Andone a și plecat mai repede, au și plecat unii jucători mai repede în acel sezon, când s-a văzut că șansele nu sunt egal cu zero aproape. Bun, am bifat în discuțiile noastre și situația de la ASU Politehnica. Acum Ripensia este echipa care se va lupta practic direct cu CSM Rița pentru salvarea de la retrogradare. Da, mi-e și teamă de acest scenariu să pice două echipe din zona aceasta, să ajungă pe cele două locuri nedorite. Ripensia, care, aș zice, s-a și mișcat destul de greu pe piața transferurilor. Au venit acel calup de 3 jucători din Republica Moldova, știm genul acela de jucători, luptători,
au și calități, au, unul dintre ei are și calitate tehnică. Mie mi-a plăcut dintre achizițiile iernii, mi-a plăcut de Cosmin Sârbu, care a trecut pe la CFR și a arătat calitate. Un jucător care aduce un plus, da. În rest, se bazează pe o revenire în trebuturi și, din ce am înțeles, va fi până la urmă, în situație de urgență, va fi o revenire și în atac, dar acolo e marea problemă a Ripensei, că nu are un atacant de, în acest evident, moment de atacant. Din ce am văzut, în Turcia s-a apelat foarte mult la Alexandru Popovici pentru acea zonă, pentru postul de vârf de atac. Însă nu este ceea ce se poate spune un atacant clasic de care un număr nou autentic. De fapt, prin cedarea lui Albert Voinea s-a creat această problemă cu plecarea unui marcator autentic. Iar vorba de o repatriere, nu știu despre cine ar putea fi vorba, știu, un număr lume și a vorbea despre Mediop. Am auzit alt nume și nu mai sunt așa multe variante, nu vreau să precizez acum vreun nume, dar și cu acest ultim transfer de urgență, situația nu se îmbunătățește foarte mult. Asta. Bun, pe final de emisiune îl avem pe Călin Cojocaru, antrenorul echipei Pandurii Târgu Jiu. Bună seara, domnul Cojocaru. Vă mulțumim că intrați în direct. Îl avem pe colegul Cornel Biholari în studio și am dezbătut problema tuturor echipelor din regiune. Prima întrebare, scuze că sunt abrupt. Se joacă sâmbătă Pandurii CSM Reșița? Păi, știți de ce vă întreb? Că... Da, competiția o să continuăm. Vedem acum în ce fel, fiindcă așteptăm miercuri o decizie a Comitetului Executiv referitoare la posibilitatea de a transfera acești jucători cu care ne-am pregătit în perioada asta. Bun, asta însemna să se oferă o derogare temporară, nu? Pentru ca... Gruparea dumneavoastră să legitimăm. Adică vrem să avem posibilitatea să legitimăm acești juniori, fiindcă toți sunt juniori, pentru a putea continua competiția în mod onorabil, atât la Liga a doua, cât și la grupurile de juniori care sunt obligatorii. Așadar, miercuri vom afla o informație pe tema asta. Până în alta, punem în față chestiile concrete. Tocmai ați încheiat un stadiu de pregătire pe plan local. Nu ați încheiat cantonamentul foarte bucuros, fiindcă în ultimul amical s-a pierdut cu o echipă din Liga Aparta, dar ca evaluare, cum simțiți echipa și cum caracterizați ce a fost în cantonament și dacă toate merg bine pentru voi și reușiți să rezolvați aceste transferuri, ce șanse se prefigurează pentru Pandurii? Din punct de vedere al pregătirii, dar am pregătit destul de bine, puteam și mai bine, am avut condiții bune la Târgu Jiu de pregătire. Într-adevăr, la ultima partidă jucată am pierdut cu echipa de Liga 4, dar unde n-am avut o concentrare și atitudine foarte bună și datorită acestor probleme de incertitudine, jucătorii mai mult se gândeau la problemele cu transferurile. Dacă putem, se transferă. Dacă nu putem, nu e o situație plăcută nici pentru noi, nici pentru jucători. Dar în orice situație, noi suntem pregătiți și vom continua competiția. Într-adevăr, noi avem forță, cum mi-aș fi dorit, dacă aceste transferuri nu se mai materializează. Suntem nevoiți să jucăm cu jucători foarte, foarte tineri. Și atunci vor apărea multe dezechilibre pe teren. Este clar că dacă nu veți rezolva această problemă, va fi foarte greu pentru Pandurii. Oricum ar fi foarte greu, dar un aspect pozitiv este continuarea competiției. Și este spre binele Ligii 2, spre binele fotbalului acest lucru. Dar hai să-mi spuneți, s-a insistat foarte mult în ultimele luni în privința recuperirea acelor bani pe care foștii acționari ai clubului datorează Pandurilor. Aveți un update pe tema asta? Ceva informații noi? Da, din acest punct de vedere, cum știi, înainte s-a activat procedura falimentului, zilele acestea, ca să zic așa, a fost acționată până la finalizarea procesului privind aceste sume de bani, fiindcă noi avem
decizie definitivă și irevocabilă, dar s-a reintrat la Înalta Curte de Casație și Justiție, un memoriu unde se analizează dacă procesul a avut libe, ca să zic așa, da, procedură. Dacă nu au fost aceste lucruri, nu se mai judecă și această decizie deține, adică trebuie să ne dea banii. Da, exact. Până atunci nu am putut să executăm, fiindcă s-a suspendat executarea acestei decizii până la luarea acestei decizii la Înalta Curte. Bun, eu din... Sperăm să fie cât mai curând. Ne-am bucurat că am scăpat de faliment, ca să zic așa, dar bucuria nu este de plină din cauza acestor probleme la transferul. Eu zic că spiritul fair play și a trendului pe care federația l-a implementat cu aceste reguli de ca tineri să joace la un nivel bun, ar trebui să ne dea și nouă această posibilitate, fiindcă vrem doar junior, nu suntem absurd, știm că s-a greșit și nu facem să... Nu vrem să legitim obținerul junior pentru doar a putea un grab în continua activitatea. Bun, așadar, orice ar fi, Pandurii va termina acest campionat, nu? Așa ca să facem... Da, asta cu siguranță vă spun, dar din păcate nu o să se poată bate cum mi-aș fi dorit eu cu orice echipă, fiindcă și de când am venit eu am pierdut, dar am pierdut la scoruri foarte mici și foarte greu. Cu acești tineri care i-am adus, aveam speranțe, ca să zic așa, la rezultate mult mai bune, nu pot să zic că la salvare, fiindcă este foarte greu. Bun. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Cojocaru, pentru intervenție și pentru informațiile actualizate despre ce se întâmplă la Pandurii. Vă rog mult succes și toate cele bune celor din Târgu Jiu. Vă mulțumim foarte mult. Vă mulțumesc că s-a răspătut. Cornel, o concluzie finală? Păi, concluzia e că la nivelul Ligii a doua, această imagine a iernii, cu clasamentul iernii, îi redă cât se poate de fidel șansele fiecarei echipe. Așadar, eu așa văd lucrurile. Reșița îi va fi greu să scape de retrogradare. La Pandurii ai auzit care e situația. E un lucru bun că echipa continuă campionatul, că e decisă să continue campionatul, acesta e un lucru foarte bun. În schimb, îi va fi foarte greu politehnicii să se lupte la prime pentru a intra în acel top 3. Și UTA cred că se va menține, dar dacă nu e atentă, și ea riscă să ajungă, Doamne ferește, pe locul 3 și să face un nou baraj de coșmar pentru ea. Bun. Îți mulțumesc, Cornel Biholari, pentru prezența în emisiune. A fost o emisiune cu foarte multe informații bune și comentarii foarte bune. Săptămâna viitoare vom avea o ediție specială dedicată meciului ASU Politehnica Rapid București. Vom reveni după câteva minute pentru partea a doua emisiune, în care vom vorbi, așa cum am anunțat, despre basket 3x3 cu Bogdan Popescu. Despre piața muncii. Perfect. Despre piața afacerilor. Despre civism. Despre oameni și societate. Ne puteți vedea în fiecare marți de la ora 19:30 la Cube Arena General. Noi, oamenii de-a lungul diferitelor epoci, ne-am modelat până am ajuns la cine suntem noi astăzi. Ce am câștigat, dar și ce am pierdut, aflați în fiecare zi de la ora 16:30 la Cube Mosaic. Cube TV. Energia implicării. Știri, televiziune, radio, evenimente live. Descoperă aplicația Cube News. Descarcă aplicația Cube News de pe App Store, Magazine Play și www.cubemedia.ro și câștigă premii. De la începutul timpurilor, un lucru este cert. Evoluția și învățarea sunt continue. Cube TV ne aduce împreună prin emoția umană și energia cu care ne implicăm pentru a inspira generații conștiente și orientate spre oameni. Alături de dumneavoastră, construim un spațiu al tuturor, de la urban la rural, de la mic la mare. De la om la om. Cube TV. Energia implicării. Legislație, afaceri, finanțe, gastronomie, gospodărie, timp liber. Meserii, meseriași, cultură, știință și tehnologie. Toate se regăsesc în Cube Magazin de luni până joi de la 18:30. Cube TV. Energia implicării. Vrei să știi cu ce probleme se confruntă tinerii în școli, licee, la facultate sau la serviciu?
atunci ești în locul potrivit. Tonic îți dă libertatea să te exprimi în fiecare marți și joi de la ora 21. Bitonic, stay tonic! Cube TV, energia implicării. Sunt Corina Gluhovski. Experiența jurnalistică ne spune că în arenă oamenii pot fi și onești și civilizați, chiar dacă au opinii diferite. Vă propunem dezbateri interesante și utile pentru noi toți. În fiecare miercuri de la 19:30 la Cube Arena Actual. Cube TV, energia implicării. Știri, televiziune, radio, evenimente live. Descoperă aplicația Cube News. Descarcă aplicația Cube News de pe App Store, Magazin Play și www.cubemedia.ro și câștigă premii. Legislația, afaceri, finanțe, gastronomie, gospodărie, timp liber, meserii, meseriași, cultură, știință și tehnologie. Toate se regăsesc de luni până vineri de la 18:30 la Cube Magazin. Cube TV, energia implicării. Noi oamenii de-a lungul diferitelor epoci ne-am modelat până am ajuns la cine suntem noi astăzi. Ce am câștigat, dar și ce am pierdut, aflați în fiecare zi de la ora 16:30 la Cube Mosaic. Cube TV, energia implicării. Ești un tânăr cu potențial, ai succes în diferite domenii sau ai ceva interesant de spus? Te așteptăm în fiecare marți și joi de la ora 21. Hai să fii tonic împreună cu noi! Curioși ce se mai întâmplă în lumea artei? Care sunt cele mai dezbătute subiecte în sfera culturală și care sunt poveștile din spatele celor mai îndrăgite evenimente? Sunt Andrada Boldi și vă invit să aflăm împreună la Cube Arena Cultural în fiecare joi de la ora 19:30. Cube TV, energia implicării. În fiecare zi căutăm soluții pentru problemele noastre. În fiecare zi oglindim realitatea corect, echidistant și implicat. Sunt Sebastian Horvat și vă aștept în fiecare zi de la ora 17:30 la jurnalul Cube. Cube TV, energia implicării. Vrei să știi cu ce probleme se confruntă tinerii în școli, licee, la facultate sau la serviciu? Atunci ești în locul potrivit. Tonic îți dă libertatea să te exprimi în fiecare marți și joi de la ora 21. Bitonic, stay tonic! Cube TV, energia implicării. Noi ne-am implicat, implică-te și tu. Avem energia de a găsi subiecte și răspunsuri pentru noi toți. Cube TV în Arad, Timiș, Cara Severin, Hunedoara, Mehedinți, Dolj și Gorj. Cube TV, energia implicării. Noi ne-am implicat. Implică-te și tu! Avem energia de a găsi răspunsuri și subiecte pentru noi toți. Cube TV, în Arad, Timiș, Caraș Severin, Hunedoara, Mehedinți, Gorj și Dolj. Cube TV, energia implicării. Ce este cultura? Ce o modelează, dar mai ales cum ne modelează? Sunt Andrada Boldi și vă invit să aflăm împreună în fiecare joi de la ora 18:30 la Cube Magazin Cultural. Cube TV, energia implicării. Știri, televiziune, radio, evenimente live. Descoperă aplicația Cube News. Descarcă aplicația Cube News de pe App Store, Magazin Play și www.cubemedia.ro și câștigă premii. Cube TV, energia implicării. Ești un tânăr cu potențial, ai succes în diferite domenii sau ai ceva interesant de spus? Te așteptăm în fiecare marți și joi de la ora 21. Hai să fii tonic împreună cu noi! Cube TV, energia implicării. Cube TV și Cube News sunt noile tale repere media. Știri, informații utile, subiecte interesante și evenimente live. Detalii pe www.cubemedia.ro. Sportul este parte din viața ta. Regiunea noastră a dat nume de legendă intrată în istorie. Vei trăi în direct alături de noi experiența marilor campioni. Împreună ne vom implica pentru sport. Revenim, dragi telespectatori, în studioul Cube Arena Sport. Suntem la noua ediție și în această parte a doua vom vorbi de un sport cel puțin la fel de frumos ca și fotbal, dacă nu la fel de frumos, măcar la fel de alert și de rapid. Un sport aflat așa, cum se folosește în termeni economici, sport emergent așa. Bun venit în studioul nostru, Bogdan Popescu. Seara. Cred că este prima dată când avem în studio un campion european. Este adevărat, sunt campion european. Vă mulțumesc foarte mult campion pentru european, că m-ați primit. Da? În 2014 am ieșit campion european la primul turneu, la primul campionat european făcut vreodată de 3-3. Și a fost făcut în România. Și hai mai... să... formula cea mai utilizată, 3-3, nu 3x3. Da. E și 3x3. 3x3, că este noi 3... Noi suntem necunoscătorii. Da, 3x3 sau 3x3, același lucru. De obicei, în România este 3x3, pentru că e mult mai familiarizat, dar pe tot mapamond e 3x3, 3x3. Exact. Deci, da, același lucru, oricum. Bun, hai să vorbim despre acest sport. E un sport care e în creștere și este foarte plăcut și foarte... Pentru cei care nu sunt foarte familiarizați, hai să facem o prezentare a lui. Este, okay. Se joacă
patru echipe. Da, da, deci hai să luăm basic frumos. Echipa este formată din 4 jucători, 3 în teren și cu o rezervă. Da. Meciurile sunt de 10 minute sau care ajunge primul la 21. Deci cine ajunge primul la 21. Asta numai în cazul în care se joacă în timp regulamentar. Dacă sunt prelungiri, atunci nu se mai ține de... Dacă sunt prelungiri, de se joacă 10 minute. Dacă până la terminarea celor 10 minute nu s-a ajuns la 21, atunci se joacă prelungiri. Da? Se joacă prelungiri dacă e egal, bineînțeles. Și prelungirile sunt total diferite despre de orice alte prelungire care ați auzit vreodată. Cine marcă primul 2 puncte? Deci nu la 2 diferență, cine marcă primul 2 puncte? Dar stați că și punctele, nu există 3 puncte. Nu există 3. 3 puncte sunt 2. Sunt 2, da. Sunt 2, iar o aruncare 2 puncte este un punct. Asta e ideea. Se joacă, hai zic așa, mă spun mai empiric, pe jumătate de teren. Față se de joacă pe jumătate de teren. Mingea este diferită. Mingea este foarte diferită, greutate dar de numărul 7, adică de băieți, dar diametrul de fete. Da. Deci este o combinație între... 3 la 3 se joacă, este și masculin și feminin. Și feminin, da, da. Clar, da, da, da. Bun, haideți să... Apropo, trebuie să spun asta și... Spuneți tot ce e de spus, fiindcă suntem foarte mândri de noi, lumea și în lumea asta de a basketului și a 3 la 3-ului, este că trebuie spus și eu cu cea mai mare dorință, din bucurie o spun, echipa națională de basket 3-3 a României s-a calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020. Deci este o performanță pentru mine sportiv și dumneavoastră știți care sunteți în sport de 30 și ceva de ani, să te califici la Jocurile Olimpice, cred că este cel mai mare, cel mai bun lucru pe care tu poți să-l faci într-o carieră de sportiv. Dacă și câștigi o medalie este olimpică... Este dovada supremă a da, valorii dacă sport. Și câștigi o medalie olimpică, deja ești la un... ești intri în analele istoriei, dar dacă te califici pentru noi, cel puțin, să ne calificăm la un sport de echipă, la Olimpiadă, este... Nici nu există în cuvinte bucuria. Bun. Și toată lumea care a simțit-o când ne-au calificat. Bine, sunt diferite, da. Mă scuzați, să termin, au fost diferite modalități de calificare a acestor echipe. Nu neapărat că s-au calificat de pe teren, adică jucând, dar bucuria este că acum România va aduce o echipă de 3 la 3 la Jocurile Olimpice, ceea ce este, acum vă dați seama, acum 3 ani niciodată sau acum 4 ani nimeni nu credea în visele visurilor noastre că vom ajunge cu o echipă, indiferent masculin sau feminin, la Olimpiadă. În primul rând să specificăm, la este un sport urban. Da. Un sport care a apărut, da, dacă nu mă înșel, în urmă, în anii 80-90. Corect. Acolo a început să se coaguleze. În America a început, în America, în Statele Unite. În Statele Unite, dar să știți că pionierii sau baza, meca basketului 3x3 a început în România. Să vedeți cum a început și nu o să vă vină să credeți. Exact cum vă spuneam, câțiva prieteni sau ne-am săturat de fotbal, hai să jucăm de fotbal așa de cam și hai să jucăm basket. Și au început să joace basket pe stradă, nu știu cum, frumos, și a crescut atât de tare încât au chemat pe cineva de la Federația Internațională, acel cineva i-a plăcut atât de tare încât așa dat seama de posibilitatea acestui sport de a fi un sport complementar basketului 5 la 5 și acel cineva este regretatul Bauman, care a fost secretarul general al FIBA și el a susținut foarte tare și el a fost și membru în, din păcate a murit, dar el a fost și în membru, el a fost membru CIO. Deci el a împins și a susținut foarte tare 3x3 și din cauza lui a ajuns sportul la Olimpiadă. Deci gândiți-vă că acum 4 ani de zile, ce știa lumea de 3x3? Ce știa lumea? Și deci acum a devenit sport olimpic. Gândiți-vă ce... Cum a intrat în România și cum v-ați apropiat dumneavoastră de acest joc? Cum am apropiat? Toată lumea știe ce stil de joc am eu, un stil mult mai agresiv, mult mai puternic, bazat pe forță, pe viteză, în fine. Și cumva se pretează joc, acest sport la 3 se pretează stilului meu de joc, în jocul de basket normal, de 5 la 5. Așa că prietenii mei au zis, să formăm o echipă, era la început prin 2013-2012, ne-am apucat, am fost la primele campionate mondiale în Rusia, nu prea știam noi și cum necum am fost în grupă și cu campioana mondială ulterior și cu vicecampioana mondială. Deci, și bătându-le pe amândouă în grupă. Dar bine, de-a lungul competiției am pierdut și nu ne-am mai putut duce și mi-a plăcut foarte tare. Iar în 2014 am culminat cu câștigarea primului campionat european organizat vreodată și a fost și mai bine pentru că l-am organizat noi în București. Ce să vă spun, și după aia te prinde, da? Că este un sport mult mai
repede, se joacă mult mai, mult mai agresiv, meciurile sunt mult mai, mult mai rapide, ai nevoie de numai două zile, nu ai nevoie de foarte multă, antrenament există, bineînțeles, dar nu ai nevoie de antrenor, pregătire, foarte multă. Ideea este să fii foarte, 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 foarte bun. Da. Aveți o anumită experiență și ați activat mult în basket. Acesta se adresează, acest sport se adresează jucătorilor versați sau în 3 la 3 e loc și mai de tineri? Cam spre ce se... 3 la 3 este pentru oricine. Pentru oricine. Nu, asta spun că este 3 prieteni se adună sau 4 prieteni se adună și hai să formăm o echipă să joacă. Nu trebuie să fii făcut basket înainte, trebuie să-ți placă competiția, trebuie să-ți placă să ai în tine să câștigi, să vrei să câștigi. Și, ok, ulterior, la nivel mondial, acum oameni, echipele care sunt profesioniste deja, se investesc foarte mulți bani. Cum am spus, din 2000, când am început noi, 2012, 2013, 2014, sportul era, numai ca să faceți o idee, pe partea strict a business-ului în acest sport, premiile totale în toată lumea, la toate turneele Masters, erau undeva la poate, nu știu, $1,000,000 toate adunate. Acum sunt 20 de milioane. Deci este incredibil. Ca să vă dați seama ce înseamnă sportul acesta, înseamnă că două zile, la Mexico City, de exemplu, a fost premiul cel mare, $40,000, pe care poți să câștigi tu de echipă, la primul loc, în două zile. Asta înseamnă $10,000 de om, în două zile, ceea ce înseamnă... Bine, dar e foarte multă muncă, acolo sunt invitate numai primele 8 echipe din lume, în fine, e alt nivel. A crescut foarte mult, asta e ideea, da. Din toate punctele de vedere. Este pozitiv și ne bucurăm. Dumneavoastră ați fondat clubul cărui siglă și a cărui denumire da. Se petrecau, DunkTM. Haideți noastră. Povestiți despre asociație. Cum s-a constituit? Da, am creat o asociație dorind foarte mult să aducem basketul 3 la 3 în oraș și în partea de vest a țării. Eu am colaborat foarte bine cu băieții care au început nebunia asta, să spunem așa, 3 la 3 în România, Sport Arena Streetball, cu care am avut o relație foarte, foarte bună și cumva am furat de la ei meserie, dacă pot să spun așa, și vreau foarte mult să o aduc în oraș. Vreau să aduc și trebuie lumea să înțeleagă un lucru foarte important. Sunt două aspecte aici. Partea competițională în care se joacă meciurile și e foarte fain și nu știu ce, urmărim competiția. Dar există și partea socială în care noi vrem foarte, foarte mult să implicăm și cei mai defavorizați, oamenii în scaun cu rotile. Vrem să le dăm posibilitatea să cumva să îi aducem pe terenul de basket, să le dăm premii și asta nu e important. Vrem să-i aducem, să-i vadă lumea, să știe că există și să se bucure de un moment în turneul nostru. Ne bazăm foarte mult pe lucrul acesta de social, în care vrem să implicăm mai mulți oameni, vrem să ajutăm multă lume și părea mea că asta este la fel de important ca și partea competițională. Bun, sunt mai multe aspecte aici, sport, da. Performanță, entertainment, da. Și implicare socială. Corect. Cred că în cea mai mare măsură, poate această implicare socială este cea mai importantă. Și mai ales că da, e un sport ce se desfășoară în aer liber și exact. Nu are costuri, nu sunt costuri foarte mari. Corect. Și, cum am spus și dumneavoastră, este un sport urban. Toată lumea poate să-l practice. Da. Este tot mai frecvent această implicare a sportului în zona urbană și în proiectul legat de Timișoara Culturală 2021 am văzut lucruri de gen, dar asta este o altă discuție. Aș vrea să vorbim cât ceva despre DunkTM, care au fost principalele lucruri pe care le-ați realizat în acești ani. Am început foarte, să spunem, foarte târziu, am început anul trecut printr-o dorință a partenerului meu, Horațiu Dejan, să formăm această fundație prin care, repet, să ajutăm foarte multă lume, că asta ne dorim în primul și în primul rând, în afara planului competițional. Și am reușit, am făcut parte din Sport 21, Capitala Culturală Europeană, anul trecut, în Piața Libertății, organizând un turneu. Și ușor, ușor am mai făcut un turneu foarte frumos, care a ieșit foarte, foarte bine la Julius Town. În fine, ideea este că ușor, ușor creștem. Vrem să facem cât mai multe turnee anul ăsta și vrem să implicăm și autoritățile locale, toată lumea, să plecăm în aceeași direcție, ajutând lumea și formând și o echipă pentru oraș. Eu chiar m-am îndrăgostit de acest oraș, m-am măsurat aici, vreau să-mi trăiesc viața aici, chiar dacă nu sunt de aici,
dar vreau să fac ceva pentru, vreau să creez o echipă, vreau să o aduc în toată lumea, să o vadă lumea, să vadă despre oraș, că orașul ăsta chiar trăiește pentru sport, pentru basket și pentru Tela 3. Da, îi rog pe colegii mei din emisie să difuzăm pe fundal un colaj cu activitățile. Hai să luăm pe rând, așa să le comentăm. Aici este într-un complex comercial. Exact, da, exact. Iată. Cam așa se dispută. Da. În fine, lumea stă și este un eveniment în sine, este, în afară de planul competițional, repet, este un eveniment unde lumea se simte foarte, foarte bine. O să fie de acum încolo, învățăm și noi mult mai multe lucruri și o să punem mult mai multe concursuri și evenimente pentru familie, pentru... Este un proiect în care, vrem să implicăm mult mai multă lume decât cea a sportului. Da, e muzică, este un eveniment pentru mine, eu care îl trăiesc, da, super, super frumos. Este frumos, da, într-adevăr. Se adunase și ceva lume. Da, da, da. E bine că sportul este adus în aceste spații care sunt considerate mai mult pentru shopping, pentru distracție. Este foarte important să alegem o locație, din cauza asta și noi căutăm o locație în care lumea să vină să se uite, nu neapărat să stea, pentru că nu avem cum să punem tribune, nu avem cum să facem săli de sport. Vrem să ieșim undeva unde lumea vine, se uită, cumva se identifică, simte vibrația turneului, sentimentul de competiție și alte lucruri care sunt, noi le vom pregăti pentru turnele următoare. Nu vreau să divulg, dar sunt competiții pentru mai mici, mai mari, mai de toate, și pentru copii și pentru părinți. Asta e. Iată, în continuare avem imagini, copii foarte mulți. Cum recepționați impactul în oraș, între oameni? Greu acum. Greu acum, pentru că nu neapărat că nu știu, dar e foarte la început. Lumea încă nu știe sporturile clasice, încă nu e încă familiarizată cu ce facem noi, dar ușor, ușor... Trebuie să expunem o idee frumoasă, un proiect frumos pe care noi îl facem și sunt sigur că vom avea mulți parteneri și financiari și din toate alte domenii care vor veni lângă noi și cu siguranță vom face un show total, cum se spune. Fără să dăm nume, fiindcă sunt anumite reguli legate de acest aspect comercial, companiile private, cum au perceput această inițiativă? Ușor, ușor. Întotdeauna trebuie să te expui, trebuie să te arăți, trebuie să te vadă. Lumea, din păcate, este reticentă la început, dar ușor, ușor trebuie să învățăm, să ne învățăm fiecare și să arătăm ce putem să facem noi. Ce să zic, pentru început e greu, trebuie să spargem mușchi, să spargem mentalități, să arătăm că acest sport este de fapt în alte țări, deja a luat o amploare foarte, foarte mare și în București este, dar uite, nu încă în partea de vest a țării suntem la început, să spunem așa, suntem încă pionieri. Timișorenii sunt, deși sunt deschiși foarte mult la nou, sunt puțin mai conservatori în anumite lucruri. Dar nu neapărat Timișoreni, și în partea de vest a țării, repet, de la Oradea până aici, până la Arad, Timișoara, trebuie schimbate niște lucruri, trebuie arătate, trebuie ajutați oamenii și, repet, important este că trebuie să intrăm și pe partea socială. Este foarte important să arătăm că și nu numai sportul este în joc aici. Sunt multe lucruri care sunt super frumoase și un eveniment în care implicăm mai multe. Ce sprijin ați primit din partea autorităților locale? Aveți niște proiecte accesate? Ce ne puteți spune? O să facem. Nu am accesat, momentan nu am întrebat. De ce? Pentru că ne dorim să colaborăm cu autoritățile locale și trebuie să facem, pentru că ei sunt aici, să spunem, pilonul care ajută sportul. Toată lumea știe. Ajută sportul și o fac foarte ok. Trebuie să vorbim și o să vorbim cu ei. Sunt deschiși, sunt sigur că am jucat o grămadă de timp și știu. O să fie ceva super fain și, în primul rând, fără ajutorul lor nu avem cum, pentru că ei ne ajută cu locațiile cele mai frumoase din oraș și asta și noi vrem să avem turneul într-o locație în care toată lumea să fie văzută. Bun.
imediat vom reveni în platou. Voi, dumneavoastră, cei de la GDANTM, aveți și tot felul de pachete speciale. Puteți organiza voi competiții la companii. Haideți să vorbim mai mult pe tema asta, fără alte aspecte de ordin comercial, dar ce puteți dumneavoastră să organizați? Păi, noi avem tot ce înseamnă de la... Este o suprafață specială pe care o avem. Avem panouri, avem mingi, avem tot de la A la Z, cum se spune. Atunci când suntem doriți să organizăm ceva, atunci un eveniment de genul putem să organizăm fără absolut nicio problemă. Avem și arbitri, totul este cumva profesionist. Deci voi, practic, aveți pachete pentru oricine dorește. Da. Ceea ce sunt pozitiv. Ați vorbit despre teren, despre panouri. Care sunt cheltuielile de exploatare pentru un asemenea proiect? Sunt costuri foarte mari? Să zicem, eu câștig la loto niște bani și vreau eu să-mi fac în curte. Cam cât ar costa așa? Nu știu, poate să fie. Depinde ce ți-ai dori să faci. Da. Adică depinde ce amploare vrei să dai evenimentului. Un eveniment mai normal, poate, costurile sunt mult mai mici față de orice alt sport, pentru că, una, nu este de un timp foarte lung, sunt numai 2 zile, deci nu sunt costuri atât de mari, dar sunt unele costuri pentru că implică multe alte lucruri, cum ar fi transportul, terenul e foarte mare, panourile, vă dați seama că trebuie mutate, și implică multă lume. Trebuie să fim, suntem mai mulți oricum care ne ajutăm, toți care au fost baschetbaliști și asta nu e o problemă. Ideea este că e mult mai e mult mai puțin costisitor decât alte sporturi. Asta e clar. Și legat de acest aspect, există o anumită rivalitate deja cu basketul clasic? A apărut ceva, în sensul să glumesc acum. Da, cum nu e făcut de către clasici, mari clasici? Să știți că 3-3-ul, basketul 3-3 este patronat, să spunem așa, sau este sub egida Federației Române de Basket. Da. Deci Federația Română de Basket, cum a și organizat Cupa României, implică cluburile sau, să spunem, ajutând 3-3, implică cluburile să aibă și o echipă de 3-3 pe care au făcut Cupa României, au făcut campionatul național de 3-3. Este un lucru extraordinar pentru că așa toți jucătorii să aibă și experiență în acest sport. Este diferit. Dacă vedem un meci de basket 3-3 și un meci de basket 5-5, o să vedeți că modalitatea de arbitraj, cursivitatea acțiunilor și multe alte lucruri, timpul, se joacă majoritatea turneilor, se joacă afară, deci și condițiile meteorologice devin un factor. Așa că sunt multe lucruri la care tu, jucător, trebuie să ții cont și este un sport diferit, chiar dacă la bază este basketul, chiar dacă regulile sunt de basket, dar este un pic diferit. Am putea face o comparație cu situația de la fotbal cu futsal sau e... Similar sau volei cu beach volley, ceva în genul. Din cauza asta și la Jocurile Olimpice din Tokyo, care tema lor vor fi jocuri urbane, din această cauză a fost împins și 3-3, care este un sport urban, care se poate juca în spatele blocului. Asta este ideea. Cine va reprezenta România la Jocurile Olimpice? Cea mai bună jucătoare noastră cred că e Anca Stoienescu acum, timișoreanca noastră, care este o jucătoare extraordinară și de, și de 3-3 și de 5-5. Gabi Mărginean, din ce mai țin minte, Sonia Ursu, e echipa care ne-a reprezentat pe noi de-a lungul timpului la campionate europene. Ele au ieșit vicecampioane europene în 2016, parcă au deja experiență, știu... Și au jucat foarte multe turnee de a ajuns aici să ne reprezinte la Olimpiadă. Am mai vorbit puțin, dar în general în România, cum s-a răspândit acest fenomen? Este într-o creștere, e pe drumul cel bun? Da, este într-o creștere. Sunt deja foarte, foarte multe echipe, mai ales în capitală, unde deja lumea știe, vorbea cu ce se mănâncă, știe cu ce se întâmplă. Oamenii de la Sport Arena e deja facturul României. Au multe orașe, cred că au 10 sau 11 orașe turnee, dar nivelul per total, să spunem, nu mai este același pentru că celelalte țări au crescut. Care sunt celelalte țări? Așa că noi în fotbal, în fotbal
se vorbește Spania, Italia, Germania, Franța, da. Anglia. În basket european, Italia, Serbia, Croația, Serbia. Ce surpriză! Sârbii din, ca să faceți o idee ce înseamnă, sârbii din primele 10 sau 12 echipe ale lumii, sârbii au 3. Sunt pe, mai sunt niște letoni foarte buni, niște olandezi buni și tot așa. Au 3 echipe sârbii. Deci e foarte, foarte greu. Și ce joacă ei, și slovenii, bineînțeles, fosta Iugoslavie, da. Că se știe că ei sunt. De fapt, și vorbeam înainte de această emisiune, chiar un sârb este considerat în momentul ăsta cel mai bun jucător de mine. Da, și a fost. Și gândiți-vă în felul următor, echipa lui a ieșit de 4 ori campioană mondială. Și sunt, bine, sunt favoriți la Jocurile Olimpice. Sunt considerați una dintre cele mai bune echipe puse împreună a unui sport. De sport de echipă. Bun, acum nu vreau, să filozofez prea mult și să intrăm în tot felul de detalii și istorice, dar în continuare, dincolo de aspectul fizic, fiindcă, strict vorbind, persoanele din fostul Iugoslavie sunt mai înalte în medie decât românii, care este cheia pentru care în continuare, asta e întrebarea pe care ne adresăm și în alte domenii. Ce face diferența? Este strict? Vă rog, spuneți. Sunt mai răi. Mai răi. Atât. Răi în sensul bun. Da, ca să folosim un... Da, da, sunt mult mai răi. Bun. Își doresc mult mai mult părerea mea decât ne dorim noi. Eu așa cred. Bun, ați fost în acea zonă. Contează mult și capitolul infrastructurii. Cum stau din punctul ăsta de vedere? Al bazelor sportive, al terenurilor? Sunt, vă dați seama că Serbia și școala sârbească de basket punct, în afară de 3-3, este la un nivel poate cel mai bun din lume. Sau a fost, sau... În fine. Nu putem să ne comparăm sau nu poate să compare nimeni cu ei. Infrastructura, antrenorii și cea mai departe. Numai că i-au investit foarte mult și au dat seama că 3-3 este o rampă de lansare pentru mulți jucători care n-au reușit la 5-5. Să știți că cei primii 4 jucători din lume sârbi sau care erau sârbi sau și numărul 1 mondial, el nu face față nici cred că în liga noastră în România. Deci basketul 5-5 este puțin diferit de, v-am spus, de 3-3. Numai că ei și-au dat seama că 3-3 este o rampă de lansare pentru ei și uite că au reușit iară. Exact. Acum ce șanse avem noi să creștem? Și o să facem câteva referiri și în general. Una dintre temele foarte importante pe care le zbatem aproape în fiecare emisiune aici este cea legată de infrastructură. Asta e primul. Ați avut un nume relevant în basketul românesc. Ați văzut din anii 90 încoace tot ce s-a întâmplat. Cum stăm la acest capitol? Hai să vorbim pe șileau, chiar dacă poate sunt lucruri pe care toată lumea le spune, dar hai să le spunem că poate greu. Reușim în timp să foarte le... greu. Foarte greu. Să nu mai intru la detaliu despre 5-5, că nu sunt săli, sunt foarte puține săli. Câte săli competiționale sunt în România? Bucureștiul, vă dați seama, Bucureștiul, capitala țării, nu are o sală în care poți să spui că, ok, ai o sală polivalentă sau o sală specială pentru sporturi. Există? Nu există. Deci vă dați seama prin alte orașe. Așa că, din punct de vedere 3-3, este foarte greu pentru că noi suntem ca vorba aia, ne luăm terenul și ne mutăm în diferite locuri. Deci 3-3 este, din punctul de vedere, foarte bine pentru că poți să spui panou pe un trailer și poți să spui terenul să-l muți oriunde vrei tu, dar ca locație ar trebui să fie în fiecare oraș un teren de 3-3 special pentru 3-3 și unde lumea să joace, să vină, să se simtă bine. Nu trebuie neapărat să, repet, nu trebuie să fi făcut basket sau să fi făcut ceva sport. Dacă îți place să te arunci la coș și să te miști, 3-3 este sportul perfect pentru tine. Se lucrează deja și la nivel de copii dincolo pe tema asta? Sau, da, păi e... și la noi, la fiecare turneu, da. Avem categorii de vârstă. De la... Mă refer specializat, organizat, există în România sau încă nu? Nu. Sunt foarte mici. Vă propuneți... Aș vrea să fac 3-3, da. Dar este foarte greu pentru că lumea, repet, E ceva specific. Este specific pentru... și îți trebuie deja să ai cunoștințele de bază de basket. Așa. Și de-abia după aia să treci la 3-3. Dar, dacă sunt părinți care doresc să se vină să asiste împreună cu copii, se pot face. Bineînțeles că se pot face și ar fi super fain să începem noi să facem. Ar fi extraordinar, dar asta e o idee foarte bună. Uite, nici nu ne-am gândit. De asta suntem și aici să discutăm. N-ați vrut să-mi spuneți multe. Ce vreți să faceți în acest an, 2020? Ce pregătiți? Avem, vă spun secret, avem 3 sau 4 turnee pe care cu siguranță le vom avea în programul nostru de anul ăsta. Deja 2 sunt 100% sigur, bătute în cuie, cum se spune, și încă 2 vor fi, avem locațiile deja puse la punct, locații foarte frumoase în oraș și aș vrea acum să începem să
repet, să construim și pe partea de vest a țării, în diferitele mari orașe are Oradea, Arad și Timișoara și Reșița, aici partea de vest, repet, să avem și câte un turneu acolo. Pentru că aș vrea să popularizăm și 3x3 în celelalte orașe, nu numai aici. Noi suntem un post care are o acoperire pe 7 județe, inclusiv în zona Olteniei. Sprijinim tot ceea ce înseamnă mișcare sportivă de toate felurile. Aici emisiunea noastră și postul nostru are ușile deschise pentru dumneavoastră și vom dezbate foarte mult și telespectatorii noștri să știe că vor beneficia de informații și de imagini pe această temă. Ce ar mai fi de spus pe acest subiect, că oricând, eu vreau să mai dezbat și altceva. Oricând să vină să se miște, sportul e primordial, se miște, e cel mai important dacă se mișcă, restul... Mai ales că aveți acolo un domn cunoscut în Timișoara în industria spectacolului, pe domnul Dejan. Da, 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 el este partenerul meu și știe ce înseamnă. Un entertainer adevărat. Entertainer adevărat care există, apropo de asta, există și o echipă de Old Boys? Da, va fi și la turneul nostru și la alte evenimente. Încercăm, dar sunt foarte greu de găsit, repet, există +35. +35 echipe, se pot înscrie câte vor, se pot juca, n-am nicio problemă, numai că se înscriu foarte, foarte puține de obicei. E păcat. Foarte mare păcat, da. Deși și Timișoara este așa, totdeauna a fost înaintea țării în multe domenii, din păcate stagnăm foarte mult în domeniul sportiv, ultima perioadă, dar încet, încet ne implicăm cu toți, așa cum e și motoul postului nostru, energia implicării. Din păcate nu avem timp, mai puteam să vorbim cel puțin jumătate de oră pe tema asta, dar nu pot să nu evit pe final să vorbim puțin și despre basketul timișorean. Cum vedeți ce se întâmplă în acest moment? Ați trăit momente foarte frumoase aici. Poate cele mai frumoase din cariera mea, sincer. Da. Aici. Ați venit bucureștean, bucureștean și v-ați făcut timișorean. Exact. Am jucat cel mai mult în viața mea la o echipă. 4 ani de zile am fost aici. Greu. Acum este foarte greu. Din păcate, și eu am, e părerea numai a mea, normal, finanțarea trebuie să vină și din partea privată. Dacă vine numai și numai de la autoritățile locale, e foarte greu să susții o echipă dorind să ai un succes, adică să câștigi un trofeu, așa, să te zbați în mediocritate, poate nu cred că ajută pe nimeni. Dar ar trebui să vină și din lumea privată să ajute echipa. Să ajute nu neapărat echipa de basket, dar să ajute sportul în general, să ajute să putem să creștem, că altfel e greu. Uitați-vă la Cluj. Deci cine sunt primele trei? Cluj, Oradea, Sibiu. Care banii sunt foarte mulți din privat. Și de ce să nu recunoaștem acum în fața tuturor? Dacă ai bani, poți să și-ți permiți jucători și orice altceva mult mai bun decât dacă unul care nu are bani. Uitați-vă la echipele mari. Și în orice sport, nu numai fotbal sau basket, uitați-vă în America, uitați-vă, echipele mari ajung sus. Clujul, Sibiul au și o anumită tradiție și se pare că lumea este mult mai apropiată. Exact. Parcă noi în Timișoara am avut fluctuații foarte mari la acest capitol. Dar și aici ai tradiție. Este tradiție. Dar am fost la un meci recent, ultimul din sezonul regulat. Din păcate, galeria Sibiului era mult mai activă. Și parcă lumea s-a îndepărtat, poate și din cauza acestei lipse de performanțe. Cu siguranță că aveți dreptate și așa este. Dar când ești fan și vrei ca să îi ajuți, nu contează, trebuie să vii să ajuți. Și din păcate 100 de oameni la sală nu se simt. Trebuie să vină lumea să ajute, să vină cu suflet, nu neapărat dacă câștigă sau nu echipa. Momentan echipa trece printr-o perioadă mai grea, acum trebuie să recunoaștem. A fost și semifinala Cupei României, unde Clujul, evident, echipă superioară, dar au fost 3.000 de spectatori. Chiar dacă Cluj era favorită certă, noi timișorenii speram într-un rezultat bun, dar eram conștienți că va fi foarte greu, dar totuși și aportul sălii a fost relevant la cel meci. Da, să știți că ușor, ușor, trebuie să ne uităm, nu ne uităm acum, trebuie să ne uităm și ce s-a întâmplat la Cluj în urmă cu 5 ani sau 10 ani. Ce s-a întâmplat la Oradea în urmă cu 5-10 ani. Ce s-a întâmplat la Sibiu de 5-10 ani. De ușor, ușor lumea a crescut, dar cum? Cu un proiect bine pus la punct, cu bani bine investiți, nu aruncați aiurea, cu un public care întotdeauna și-a dorit și a fost lângă echipă. Au fost momente grele la toate echipele.
Dar acum, având proiectul ăsta bine pus la punct, cele trei echipe se bat și vă dați seama, Cluj joacă, joacă meciuri europene, Sibiu joacă meciuri europene, Oradea, Cluj s-a și calificat în faze eliminatorii a competiției europene în care joacă. Oradea iar a jucat a trecut de faza, în a faza a doua. Deci, și e și normal să vină lumea. Se bucură pentru, e un show, e chiar băieții oferă un show acolo. Din păcate, nu neapărat că noi nu oferim un show la echipă, dar trebuie ușor, trebuie bine pus la punct, nu trebuie, ai gata, în fiecare an, că de câțiva ani încoace cam ne scăldăm în aceea și undeva prin spate. Hai să încheiem pe un ton pozitiv atunci, să ne apucăm de sport. Ne apucăm, da. Tot vrem, chiar dacă sună așa pompos, vrem să avem și o latură educațională în această emisiune. Cu siguranță. Un mesaj pentru tineri care v-au... Da. Trebuie sportul noastră tânăr, ați văzut sportivi mari. Ce mesaj transmiteți celor, orice tip de sport vor să facă și familiilor, firește, că exact. Sunt sunată părinte și... Trebuie să facă sport în primul rând și în al doilea rând să nu, dacă intervine ceva greu, când le este greu și nu mai vor, să treacă peste moment. Și să important nu este să le placă. Da. Să nu să fie bineînțeles că dacă fac sport le place, dar să nu cedeze, asta e, să treacă peste momentul acela greu. Vom trece peste momentul greu în care se află basketul timișorean. Vom urca și la basketul 3x3. A fost o emisiune în care am avut foarte multe informații cu invitați de excepție. Mulțumesc, Bogdan Popescu, mersi frumos pentru invitație. Ne vedem săptămâna viitoare la Cube Arena Sport. O seară plăcută! Super!